Bună ziua, mulțumesc mult că ați venit la invitația filialei Neamt a Corpului Experților Contabili. Astăzi ne-am întâlnit la cererea Consiliului Superior și a domnului președinte Șova. Avem două tipuri de discuție. Una se referă la o cerere care vine din partea Consiliului Europei, referitoare la sistemul de raportare anuală. Raportările, vorba de raportările pe care le facem noi, iar dânsii încearcă să facă o consultare publică în vederea modificării sistemelor de raportare, dacă va fi cazul. Eu vă rog să, când ajungeți acasă, să vă uitați din nou pe adresa pe care ați primit-o de la Ceccar și acolo veți vedea link-ul către consultarea respectivă care este la nivelul Consiliului Europei. Al doilea motiv este legat de necesitatea de a face modificări la codul fiscal și la codul de procedură fiscală. Avem în acest sens o cerere de la domnul ministru Orlando Teodorovici. Vreau să vă spun că noi avem acum o relație foarte bună cu Ministerul de Finanțe. Atât la nivel de județ, cât și la nivel de țară. La nivel de județ, după cum știți, domnul Romașcanul nostru este directorul Direcției de Finanțe Neamț. Am fost chiar de curând la dânsul și ne transmite că faptul că ușa dumneavoastră este deschisă pentru, atât pentru contribuabil, cât și pentru colegii săi economiști și experți contabili. Deci are o experiență extraordinar de mare în domeniul economic, așa că oricând mergeți la dânsul, veți găsi un răspuns pozitiv și un răspuns pertinent. La nivel de Minister de Finanțe, la fel, avem consultări permanente cu grupele de lucru de la Ministerul de Finanțe și întotdeauna când propunerile noastre au fost bine susținute, ele au intrat în modificările care s-au făcut la codul fiscal și la codul de procedură fiscală. Dacă țineți minte, în momentul în care s-a pus problema TVA-ului defalcat, prima variantă era o variantă foarte restrictivă. Dar noi am avut atunci întâlniri, la Neamț am avut întâlniri la Piatra Neamț, la Roma și la Târgu Neamț cu colegii. Am sintetizat toate propunerile de modificare, le-am trimis la București și apoi în grupele de lucru de la Ministerul de Finanțe și mai departe de la Camera Deputaților și de la Senat, propunerile noastre au fost luate în calcul și legea în final a ieșit, ați văzut, a ieșit într-o formă decentă și chiar folositoare, aș putea să spun. Vreau să vă mai spun la fel că avem la Camera Deputaților, în Comisia de Buget Finanțe, este colegul nostru de la Vâlcea, domnul Cupoș, și domnul deputat Laurențiu Reoreanu de la Roman este tot în Comisia de Buget Finanțe și dânsul ne-a ajutat când s-au făcut modificări legislative care ne privesc. Una dintre aceste modificări, dacă știți, legea 162 din 2000, ordonanța 162 din 2017, referitoare la activitatea de audit și de expertiză. Acolo sunt câteva articole care ne privesc și pe noi și sunt binevenite. La nivel de Senat, avem pe colegul nostru de la Constanța, domnul Miu Ștefan, care este și membru în Consiliul Superior. Referitor la propunerile pe care noi urmează să le facem, știți că există totuși o tehnică legislativă, adică propunerea va veni în paralel articolul vechi de lege și articolul nou. Noi o să scriem în stânga articolul vechi cum arată și în dreapta articolul nou cum credem noi că ar fi bine să fie nou articol. Și bineînțeles și cu explicațiile de rigoare sau cu justificările respective care ar
va fi necesare.